Compania de apă Arieș se simte obligată să ofere câteva informații cetățenilor cărora le distribuie serviciul de apă și de canalizare referitoare la opririle de apă din această perioadă. O să încep prin câteva linii generale despre proiectul pe care tocmai l-a finalizat Compania de apă Arieș și apoi am să parcurg punctual fiecare motiv pentru care se fac aceste sistări de apă potabilă. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea sistemului de alimentare cu apă, inclusiv a stației de tratare a apei potabile, sistemului de apă uzată, stația de epurare în principiu, inclusiv a stației de epurare, precum și îmbunătățirea calității serviciilor oferite de către Compania de apă Arieș clienților săi. Prin implementarea acestui proiect, Compania de apă Arieș a crescut cu 45% gradul de conectare la rețeaua de canalizare și cu 17% gradul de conectare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă. În cadrul proiectului de 79,9 milioane de euro, Compania de apă Arieș a achiziționat un sistem SCADA. Acest sistem SCADA este inclus în pachetul cu numărul 6 din cadrul proiectului. Contractul de furnizare a prevăzut alimentarea unui sistem SCADA, sistem automat de monitorizare, achiziția și transmiterea datelor în întregul sistem de alimentare cu apă și epurare din arealul de operare al Companiei de apă Arieș. Acest contract a fost implementat împreună cu firma Electromatic System și a avut o valoare de 4.667.788.000 lei. Ce înseamnă SCADA? Sistem de control, automatizare și achiziții date. Ce urmărește implementarea acestui sistem? Furnizarea unui dispecerat central, amplasat în sediul central al Companiei de apă Arieș, și implementarea în cadrul acestuia unui sistem de monitorizare, control și comandă. Pe un calculator se vor gestiona toate datele provenite din dispecerate, stații de pompare apă potabilă, stații hidrofor, stații pompare ape uzate și stații camere de versoare. Se asigură interfața cu toate sistemele de automatizare, măsurare și control din cadrul proiectului. Se include întreaga aparatură de monitorizare, reglare, comandă, control și transmisii date necesare. Care este scopul acestei investiții de peste 4 milioane de lei? Creșterea randamentului de funcționare a sistemului de alimentare cu apă, reducerea cheltuielilor operaționale, reducerea pierderilor de apă, un obiectiv prioritar pentru Compania de apă Arieș, creșterea calității serviciului de furnizare a apei către consumatorii Companiei de apă Arieș. Proiectul de 79,9 milioane de euro derulat de către Compania de apă Arieș și finalizat are ca obiective primordiale creșterea calității vieții prin furnizarea unor servicii cu un nivel calitativ ridicat, protejarea mediului înconjurător prin stoparea poluării apelor în care sunt deversate apele uzate, sănătatea populației prin distribuirea către clienții noștri a unei ape de o calitate superioară. În perioada 4-17 ianuarie se execută de către firma Electromatic System lucrări de montare a echipamentelor electrovană, vană manuală și debitmetru. Toate aceste lucrări fac parte din pachetul cu numărul 6 de care am amintit anterior. Conceptul de punct de monitorizare debit și vane se identifică printr-un ansamblu de lucrări civile, mecanice, electrice, cu scopul de a furniza informații legate în principal de debitul vehiculat și presiunea în conductele din respectivul cămin și de a permite manipularea atât manuală, dar și automată de la distanță a vanelor din cămin. Instalația de monitorizare pentru fiecare locație în parte se compune dintr-un debit metru și un senzor de presiune. Aceste echipamente vor fi dotate cu elementele necesare pentru transmiterea la distanță a datelor printr-un sistem de transmisie standardizat a datelor înregistrate. Din această cauză, Compania de apă Arieș a fost nevoită în mai multe rânduri, în această perioadă, să sisteze în zone izolate furnizarea apei către clienți. Pe această cale, Compania de apă Arieș își cere scuze cetățenilor care au fost afectați de aceste sistări. Însă tot acest disconfort se va transforma în viitor într-un mare avantaj, un serviciu de calitate superioare pentru noi toți. După cum vedeți că sunt foarte multe anunțuri de întrerupere a apei,
În cadrul, sunt două pachete, în cadrul unui pachet ei trebuie să confecționeze 51 de cămine prin turnare de beton, prin cofraj, în Turda și Câmpia Turdei. După aia ele trebuie să fie utilate cu aparatură electronică în vederea ajungerii la un sistem de management integrat și de urmărire operativă a ceea ce se întâmplă în compania de apă. Sigur că la fiecare căminele s-au făcut, dar la fiecare tehnologizare a căminului cu acea aparatură electronică trebuie să închidem vana ca să putem face. Și de aia sunt așa dese, fiindcă în fiecare zi se face 1, 2 sau 3 cămine. Și am constatat împreună cu colegii de aici că trebuie să luăm niște măsuri urgente pentru eliminarea pierderilor de apă. Cel mai important era, și era prevăzut și pe proiect, să scoatem din funcțiune, să dezafectăm conductele vechi de apă, care erau premo sau erau din metal. Cele din metal erau găurițe și caciurul, cele premo, în urma unei vechimi de, știu, 40 de ani sau cât aveau, se spărgeau foarte ușor. Adică dacă mergea acolo un utilaj mai greu, ele nici nu au fost prevăzute pentru utilaje care circulă astăzi pe drumuri, și imediat cedează și atunci avem foarte mult de lucru și știți ce se întâmplă la chestiunea asta.